Pe scurt, de mâine încep. Eu stăteam la calculator și din nou făceam live pe canalul de gaming, linkul va fi în descriere. Era deja dimineața și trebuia să merg la culcare, m-am lăsat în pace și am început să mă gândesc la viață. Eu doar toată ziua stau și mă joc în Fortnite, câteodată în CSGO. Cred că a venit momentul să-mi schimb viața și mi-am promis că de mâine încep un stil de viață sănătos. Am râs și eu, dar acum vorbesc serios, de mâine încep să duc un mod de viață sănătos. O să alerg, o să stau doar câte 2 ore pe zi la calculator, o să-mi fac temele și o să mănânc doar mâncare sănătoasă. Am pus alarma la ora 7 și m-am culcat, peste o minută de somn a sunat alarma, era deja 7. Eu m-am enervat și am setat să sune un pic mai târziu. A sunat la amiază și m-am trezit. Cum s-ar spune, somnul trebuie să fie sănătos. Am îmbrăcat șapca, stai, nu vreau un atât să mă schimb. Am decis să ies afară și să alerg. Am ieșit, am înțeles că-mi frig și am intrat înapoi. Am încercat să fac flotări, la 2 flotare am murit. Glumesc, am obosit, am băut un pic de apă, am mai băut un pic de apă. A venit momentul să mănânc, dar ceva sănătos. Am deschis frigiderul, am înghițit ceva aer sănătos, l-am închis, chiar și aerul bine a mers. M-am pus să învăț poezie, am citit 2 rânduri, am primit supradoză de cunoștințe, am vomitat cunoștințele. La ora 8 l-am sunat pe prieten, la 8:10 era la mine. Ne-am pus să facem temele pentru o casă, peste un minut în mână a apărut un pahar de bere. Am spus că nu beau și de atunci nu mi-amintesc nimic. M-am trezit, am văzut masa plină de bere, m-am culcat și mă gândeam la viață. Pe scurt, de mâine încep. Prieteni, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Primul care o să găsească o să apară în următorul video. Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau.